52 de cai putere din motorul electric, vreo 580 de cai putere din motorul de 3 litri pe combustie V6. Nu știu dacă tu, în momentul în care te distanțești, te uiți un pic la ea așa, dacă îți seamănă cu o altă mașină. Trei cele mai cool lucruri pe care le-am remarcat la mașina asta, ți-aș spune așa, sistemul de sonorizare care mi se pare blan mult peste orice. E top. Responsiveness-ul, da. Cum răspunde la accelerație. Îți fac hibridul perfect. Bot de Huracan, cur de 296 și cu uși de McLaren. Atent, spana, că ți-am trântit-o. I know the king follows lead, repeat after me. I know they lurking, this serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look at how he spit it to me. It'll be out of right after I seek. You can't make the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot shame me, so it's for the birds. Buy for a price, you ain't know what it's worth. He not letting go like his grandma purse. Rolling with heavy. Nimic nu spune mai clar decât că sunt un șofer priceput decât atunci când conduci practic un McLaren. Și aici avem cel mai nou model de la McLaren. Stai-mă puțin cu cel mai nou model, adică ce, dar de ce trebuie să fii șofer priceput ca să conduci un McLaren? Pentru că aceste mașini sunt făcute în mare parte pentru cei care se consideră mai special decât cei care vor să-ți cumpere un Ferrari sau un Lamborghini. Că ce, gen e greu de condus sau cum? Este o mașină gândită în mare parte pentru circuit, făcută pentru stradă și sunt mașini pe care nu le poți servisa de unul singur. Adică tu dacă vrei să schimbi, spre exemplu, antigelul sau vrei să-ți pui ulei sau ceva de genul, nu poți să deschizi absolut nimic, pentru că mașina asta este încapsulată total. Bă, ești nebun? Asta e diferența. Nu știam asta. O să avem câteva surprize. În primul rând, portbagajul față de Lamborghini-ul, Huracanul tău. Ia zi, e mare rău, 500 de litri. 160 de litri față de 100 de litri cât ai tu pe... Ia deschide-l, mă. Cât ai zis? 160 de litri? 160 de litri față de 100 cât ai tu. Wow, bă, ești nebun. Adică e o diferență măricică, e aproape dublu față de Huracan. Eu cred că pași un troller mediu aici, mă. Pe tot parcursul acestui vlog o să facem comparație între două mașini, despre care o să vorbim în momentul în care o scoatem pe stradă, pe șosea, la Tura în plus, evident, între 296 GTB și între Lamborghini Huracan. Din punct de vedere servisare, din punct de vedere al locului unde poți repara mașina asta, aici e prima problemă. Pentru că la Lamborghini / Audi, mare parte pot repara fără nicio problemă. Întrebare, până la chestiile astea care sunt detalii pentru cei care sunt extrem de minuțioși. Spune-mi, te rog frumos, cai putere, motor, 0-100. Deci fii atent, avem o chestie destul de interesantă. Este primul plug-in hybrid de la McLaren, care are motorul poziționat la 120 de grade, exact cum este și pe 296 GTB. M-am mai documentat și eu un pic, să o mai dau cu de-astea, cu grade și nebunii. Citită asta seară, de n-a dormit. Că ce e numai Luci Popa? Stați așa să vedeți dacă nu mă transform în Luci Popa acum. Azi, băiatul meu, că nu mi-ai răspuns la întrebări până acum. M-am luat 120 de grade, m-am luat cu din alea pe la proiești. Zim cai putere, zim 0-100. 680 de cai putere. Oh. Mai puțin decât 296 GTB, care are 720, în schimb, este cu 300 de kilograme mai ușoară decât 296 GTB. Aproape 1500 de kilograme, în schimb, GTB-ul are undeva la 1750. Asta a fost partea cea mai tare, pentru că cu toate că avem plug-in hybrid, 92 de cai putere din motorul electric și 570 și vreo 580 de cai putere din motorul de 3 litri pe combustie V6. 3 litri V6! Yes! O să se audă senzațional! Bă, chiar să știi că nu se aude la fel de bine ca 296 GTB. Hai să facem... Hai să nu mai vorbim de V10-le la natural aspirat 5200, că n-are sens. Are portbagaj. Are portbagaj, are tehnologie mai nouă și scaune ajustabile pe înălțime și pe verticală și pe orizontal. Nice, pentru că sunt scaune de racing. Arată superb interiorul, am văzut de dinainte de când ai deschis mașina. Flawless. Culorile mi se par senzaționale, combinația asta de gri cu ăsta, e galben, nu? Sau e verde? E verde turcoaz, verde lime, da. Verde lime, nu, oricum, nu știu, combinația este senzațională. Acum, eu nu sunt mare fan McLaren în ceea ce ține de interior, pentru că mi se pare că... Parcă e așa simplist, nu? Asta e diferența totuși între Lambo, Ferrari și McLaren, despre care o să discutăm, de abordare. În McLaren, după cum vedem, și volanul n-are absolut nimic pe el. Nici o totul, comandă, frate, wow! Totul este gândit de așa natură încât să fie axat în mare parte pe driving experience și se vede treaba asta inclusiv din felul în care este făcut cockpitul și scaunele și cum este gândit tot spațiul. Întrebare ca la școală. Ăsta este Artura, ăsta. Da. Este variantă mai scumpă și mai șmecheră decât 720-ul? Da, cu e un pic mai scumpă. Modelul acesta a costat 250.000 de euro cu TVA, prețul, okay, prețul nostru de vânzare. Intră practic în aceeași clasă, dar cu toate astea
este mult mai ieftin decât un 296 GTB pe care îl iei cam cu 330-350 și atunci... Știi ce am observat? Că văd că la ăsta nu se mai pliază cockpitul digital. La nu. 720 știu că se închide. Gen. Nu mai. Interiorul a fost redesenat practic și avem mult mai multă tehnologie în el despre care o să discutăm la interior. 19 pe față, 20 pe spate, pe aici papă benzinică, pe partea cealaltă papă curentuț. Da. Pentru că este un plug-in hybrid, putem să mergem cam 20 de kilometri cu ea pe bateria electrică, care este de vreo 7,5 kW și îi dă boost-ul ăla de performanță și o face de la 0-100 în 3 secunde. O altă chestie pe care eu am observat-o sincer și mi s-a părut super ciudată, nu știu dacă vezi staniolul ăla pe interior, pe acolo. Păi așa am și eu la mașină, da, asta e, na, ignifugare. Da, motorul este poziționat aici în spate și face din mașina asta oarecum un kart, adică se simte pe bune ca un kart pentru faptul că are și o suspensie adaptivă revoluționară pe mașina asta oarecum. Mi se pare așa un pic de hai să ne uităm la colegul în foaie, treaba asta cu motorul în ploaie ca la Revuelto așa, nu? Da, dar nu știu ce să zic, nu prea mi se pare că are un design extraordinar așa când te uiți la el în comparație cu Huracanul, când te uiți aici și vezi în spate o operă de artă, știi? Adică știi ce cred că îi lipsește acestei mașini? Cred că altceva în loc de tabla asta. Da, 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 ceva transparent. Da, ceva prin care să se vadă mai mult motorul. Dar nu știu, oricum se pare super sexy. Wow, ia uite givrare pe lunetă. Opa. Nebunie. Eu unul abia aștept să văd cadrul ăsta de aici, cum o să arate pe asfalt. Cred că o să fie nebunie. Păuțul, da, da, și da, culoarea da. Asta senzațională. Avem și stopuri noi, nu? Da, sunt noi redesenate, care super mi se sexy. Pare că arată slim, frumos. Super sexy, super sexy. Mi-ar fi plăcut totuși să văd, dar am înțeles că sunt câteva opționale pe care le poți pune. Difuzor. Un difuzor. Un difuzor. Un difuzor. Ceva mai agresiv. Nu mi se pare că e atât de agresiv, cu toate astea este o mașină ușor elegantă și rafinată, am putea să spunem, și la ora actuală cred că cea mai mare diferență când vine vorba de elegant. Adică e un pic așa, are liniile astea continue așa, arată, nu știu. Bă, elegantă, neelegantă, uite, de aici țâșnește mâncaua tata, din electric pleacă probabil mai repede decât multe alte mașini, da. Eu te-aș întreba pe tine în felul următor. În ce situație ai luat un calcul să-ți cumperi un McLaren în comparație cu Ferrari și Lamborghini? Bă, nu cred că aș face deci asta. Deci nu ești în categoria așa de client. Așa cum ai spus și știu din multele materiale pe care le-am văzut despre McLaren, asta e o mașină cu care să alergi. Cam aia faci. Din punctul meu de vedere, mare atenție, gusturile nu se discută sau nu te hâți în gustul omului, după cum ne place să spunem. Nu pot să zic că mă omoară. Ce-mi place foarte mult la ea sunt oșile. Dar în rest nu pot să zic că mă omor după designul. Fii atent, vreau să-ți mai arăt o chestie din lateral acolo, adică stai acolo. Nu știu dacă tu în momentul în care te distanțești te uiți un pic la ea așa. Dacă îți seamănă cu o altă mașină. Bă, sincer, îmi seamănă cu i8-ul. Nu, o să zic eu că probabil nici nu știi mașina. Lotus Emira. N-am văzut-o, am vorbit de ea cu tine, dar este, este foarte similară, inclusiv aici în zona asta și în partea din spate. Dar Lotus e cumva sub divizie McLaren? Nu, nu, nu are nicio treabă, e alt brand, mult mai ieftin. Cu toate astea, este o mașină extraordinar de frumoasă și sincer chiar îmi place culoarea asta mai mult decât portocaliul la McLaren. Culoarea e superbă. Nu? Culoarea este superbă. Ce e, un auriu muștar? Ce e, un... E tot verde lime. Ah, ok. E verde lime. Dar are, are ceva auriu în ea, nu? Sau mi se pare? Bă, are un luciu așa, da. De la Sidef, da, 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 da. Nu, da, deci pe bot, sincer, mi se pare parcă altceva pentru McLaren, în sfârșit altceva. O să discutăm în continuare în mașină despre toate comparațiile între avantaje, de fapt, între Ferrari și Lamborghini, dar vreau să spun un lucru înainte de a ne urca în ea, faptul că acest client care a cumpărat mașina asta a spus că și-a cumpărat McLaren pentru că a vrut să fie diferit față de toți cei care au Ferrari și Lamborghini. Sunt total de acord, Johnule. Vreau să mai faci un lucru, te rog frumos, pentru că trebuie menționat. Urcă-te un pic în ea și hai să o ridicăm ca să vadă și cei care se uită la vlog cât de generoasă devine garda la sol în momentul în care mașina este în modul lift, nici măcar 3. Avem două degete de la anvelopă. Ia să vedeți când se ridică. Fiți atenți, chiar țin degetele aici ca să vă dați seama de diferența de centimetri. Deci teoretic s-a dublat. Gata. Avem patru degete, da? Și acum dacă te uiți la garda la sol, dacă o compari cu un M4 sau cu un E-Class AMG, să știți că sunt cam prin aceeași zonă. Dacă sunteți interesați de centimetri, puteți să vă documentați până la detaliu. Deci chiar vrem acum să ne scrieți în comentarii, pe lângă faptul că trebuie să dați și voi un like și subscribe, că muncim la canalul ăsta de 2 ani de zile. Și dacă nu dați like și subscribe și ne urmăriți doar 7% din cât sunteți urmăriți, înseamnă că nu apreciați munca te pe care o faceți. Te uiți la retenție acolo. Mă uit la tot, nu ratez nimic. Ia uite-mă unde-i pus ăsta de centură, cât de tare-i prin scaun. Vreau să ne spuneți ce părere aveți și ce ați face în situația în care v-ați permite
să vă cumpărați genul acesta de mașină între Ferrari 296 GTB și Lamborghini Huracan, pentru că acestea sunt modelele pe care trebuie să le comparăm cu mașina asta. Da, ai văzut ce mișto sunt scaunele? De laptop, de borsetă, de scaunele, bombele, de tot. Deci fii atent, am plecat pe electric acum. Suntem pe full electric, garda la sol generoasă, n-avem nici un stres. Ce face asta, mă? Mamă, ce tare e! Lombarul, Lombar, okay. Da, 830 de euro. Atâta costă opțiunea de lombar? Atâta costă opționalul, da. Eu acum am joc cu scaunul, te-ai prins, da? O să discutăm imediat și despre toate opționalele astea. Bă, sincer, opțiunea asta de lombar cam face bani. Nu? Cam face bani, da, pentru că într-un astfel de scaun ai nevoie să stai cât mai bine. Stai că nu știu de unde se reglez oglinzile. Mă bată mama dacă ești 100% sure că sunt electrice, nu? Ce crezi că aici sunt oglinzile? Driving. A, uite, o altă chestie interesantă. Driving positions. Da, că poți să-ți faci gen în funcție de stilul de pilotaj pe care l-ai. Știi, poate odată vrei să dai mai relaxat, agresiv, vrei mai nebun, vrei mai wow și îți faci niște setări, nu deci memorie în scaun. Memorie în scaun, da, dar e pe display, which is cool, sincer. Ia vezi volanul, cum este cu totul, toată consola. Mamă, cu tot, cu cockpitul general digital. Și aici pe bord avem două controle noi, mai exact de aici se pot schimba modurile auto și o să trecem imediat pe ele. Și aici poți dezactiva și activa ESC-ul. Și ăsta ce e, de aici o treci în parc? Da. Wow, ce tare, dai de clapa aia, da. Nu? Da, bine, varianta de Ferrari și Lambo, oarecum, ai tras padelele și parkingul. Ok, bun, perfect, la înțeleg, da. E o chestie pe care totuși vreau să o fac, pentru că așa ar fi frumos, să reglăm oglinzile. Știți voi de unde se reglează oglinzile la McLaren Artura nou? Scrieți-ne la comentarii că până data viitoare... Sunt electrice. Opa, opa, power! Ia uite, bă, ce știe, opa, poptică, power, băiatul nu ratează nimic. Vezi? Nu ratează nimic. Și dacă nimic. Dai în dreapta aia alea, și ăla, deci, nu, mai sus. Și jos e foldul, ca să le folduiești tu dacă vrei manual. Ce șmecherie. Pe cum, băiatul, n-am vrea cum să nu le găsim unde doi puterea crește, ești nebun? Dacă nici noi nu mai știm... Și dușmanul nu-și sporește. Dacă nici noi nu mai știm, îl sunăm pe Luci Popa. Bă, du-te, bă, că asta e aerisire toată aici. Da. Wow. Dar vezi că bagă aer de rupe. Bagă de rupe, da. Și ce acum suntem pe electric. Că cum fuge McLaren, nu fuge nimic. Vezi că n-ai niciun stres cu electricul pe oraș. Mamă, dar ce frumos se aude așa pe electric. De fapt, ce frumos, frate. Nu se aude. Ia vezi, mă, frate, 60 la oră. Și pe electric acum. Full electric. Și avem, din câte zic ei, uite, văd că avem 13 range. Mai e 13 range, din 20 total. Cam 20 total, cam pe acolo zic ei că e realul. Ceea ce, sincer, mi se pare beton pentru genul ăsta de mașină. Până unde trebuie să ajungi cu ea și înapoi, poți să te duci pe electric dacă nu e distanță mare. Ia să vedem cum e suspensia, că asta sunt curios, căci că suspensia este adaptivă. Și ar trebui să fie, păi e ridicată deja. Uite, vezi că e. A, n-a coborât, înseamnă că coboară tot la 60. Păi la... nu, coboară cred că când îi dai tu. Nu, la 60 coboară automat, garantat. Păi nu-ți dai seama dacă tu prinzi viteză ridicat. N-avem stres, oricum. Dar, nu știu, ia. Vezi că e un pic mai bine ca la mea, nu poți să te mint. Da, tu ai, n-ai 19 cu 20, nu? Bă, da. Tot așa e? Nu, am 20 tot. 20 tot. A, și el are 19 față. 19 față, bă, 24. Da, să știi că închide mai bine ca Lamborghini. Da. Închide mai bine, clar. Puta, mi-e frig. Păi dă și tu mai cald aici, auzi. 20, bam, 21, lasă, cât doriți. Lasă 20. Da, avem și ventilație oare în scaune? Nu, că n-ai perforație în piele. Nu? Detaliul interesant este că poți să ajustezi scaunul, nu știu dacă ți l-ai reglat, poți să ridici suportul lombar, tot ce trebuie. Cel mai tare mi s-a părut butonașul ăla care ai văzut că îți coboară tot scaunul așa într-un mod interesant, foarte cool. Bă, dar uite cât de tare arată display-ul central și cât de șmechere e interfața față de modelele anterioare. A, ok, am înțeles. Nu pot să zic că mă omoară, adică un pic cam minimalistă pentru gustul meu. Mie place. Mi se pare direct de mașină electrică. Da, păi da. Asta este. Hai, de și e minimalistă. Clean, simplu, totul la îndemână. Domnule proprietar, abia așteptăm să vă bucurați de datul jos al acestei folii. Nici nu vreau să mă gândesc cum. Și să vă felicităm pentru achiziția acestui bolid. Și cu siguranță să vă mulțumim că ne lăsați și pe noi să ne învârtim o turicică în plus cu el. Mititică, exact. Deci, acum avem așa, avem două moduri. Suspensia este trecută pe confort. Modul de condus suntem pe electric. Hai să facem o altă chestie. Dacă dăm din ăsta, deci fii atent, dau din ăsta de aici. Pac, ia. Am trecut pe confort. Acum suntem pe conditioning engine, mai întâi, că trebuie să se încălzească. Okay, bă, da, trebuie să-ți recunosc,
volanul ăsta în mână, mie unul mi se pare extraordinar. Știu că ți-e plac alea mai groase așa și mai... Da, 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 ăsta e de la Pofinulescu. Deci știi cum e? Exact de la de 911, așa îl simt. Și îmi place, îmi place faptul că n-are nicio comandă pe volan, pentru că nu mai te încurci nimic. Da, uite, acum totuși făcând o scurtă comparație cu 296 GTB, care are extraordinar de multe comenzi. Are prea volan. Pe volan. Și printre cele mai frumoase volane pe un supercar, nu știu ce să zic dacă îmi place mai mult și zic dintr-un simplu punct de vedere. Tehnologia și modul în care încă funcționează pe 296 GTB, butonul, butoanele și comenzile, nu e încă 100% acolo. Nu e optimizată, da, nu e optimizată. Și da, atunci da. De multe ori zic, bă, nu-i mai bine așa să ai un volan mai simplu și mai clean, dar padelele astea metalice, ce zici de ele? Bă, viața mea, sunt superbe, dar scoate-mă și pe mine în meniul ăsta principal, că mă învârc ca bouă aici. Păi, cred că nu. Trebuie să brightness, dai... nu, climă. Deci dacă dai back. A, zi-mă așa, deci apeși pe rotiță, gata. Ei, vezi, am zis, mă, că pe buton. Noi funcționăm ca echipă, mă. Ma, uite, mă, mie îmi place, eu sunt obsedat. Scrieți-ne, fraților, la comentarii pe ce vă place să țineți monitorul principal al mașinii, tableta principală. Eu sunt obsedat să o țin pe navigație. Pe CarPlay. Dacă ai, are CarPlay? Are CarPlay Android Auto. Wireless? Da. Ma, nu, ți-am zis, din punct de vedere tehnologie, e, bine, nu e peste 296 GTB. Dar ce, poți să-l și miști? Păi nu știu, că parcă mi se pare că are un grad la dreapta, așa, păi mă enervează. Către șofer. E păi driver. Și eu sunt prostul proștilor aici. E driver orient. Bună, conduci tu? Pune-mi un ecran, da, până conduc eu mai apare un model. Noi sperăm să nu. Doamne, bun, ajută. Suntem pe confort, avem așa, range pe electric 11 km, range pe combustie 270 de km. S-a mai ridicat un pic, acum văd ce avem aici. În stânga este uleiul, în dreapta este uleiul, în stânga e ce e ăla? Temperatura motorului. Temperatura motorului, da. Bun. Apa în radiator. Ia să vedem, ce mai avem, ce moduri mai avem. Electric, ok, deci dacă dau în jos, ce pe electric, confort, sport și track. Nu, lăsăm, eu zic pe confort momentan. A, confort, ce, că s-a încălzit, îți arată că e ok. Și aici avem așa, suspensie, confort, sport și track. Ok. Bă, îmi place că e minimalist așa, adică decât să mă amețești cu... În momentul ăsta, îți spun acum, cu mâna pe inimă, că mă enervează și Lamborghini și Ferrari cu strada, wet, met. Bă, frate, confort, sport, track, astea sunt modurile, corect? Da, vor să se alinte și da, ei. Da, ca să se diferențieze. Lasă-mă, doamne, da. Iartă-mă cu wet, met, pet. Spune, bă, confort, sport și track. Te-am pupat. Da, bravo McLaren pentru asta. E foarte simplă mașina și minimalismul, iarăși e o chestie pe care unii o apreciază, alții nu o apreciază, la fel cum și la Tesla, foarte mulți oameni nu apreciază minimalismul și modul în care sunt construite mașinile. Și în rest, ce să zic, aștept să te încălzești, că mi se pare că ești un pic timid. Da, 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 momentan nose auto lowering. Ți-am zis, la 60, la 60 îți garantez. Da. Bine, noi aveam 62, adică nu e așa. Da, păi exact, acum 59, câți zonă. Hai, ia să vedem, ce ai scos de acolo? Cheia nouă, de McLaren. Hai că nu era. Hai, băi, iarăși e mașină de aia care îți place ție, mă, să mă... Bă, îmi place, băi, când îți place ție o mașină, dacă nu i-ai luat apărarea de toate, păi ce-i asta, mă, bucați așa? Păi râde și cheia mea, dar Audi, da, asta, mă, bucă. Ia, bă, stai așa. Bă, bune, las că vin eu cu ea, ia uite. Ce e asta, mă? Bă? Hai, mă, că nu e. Hai, mă, bă. Uite, deci plastic. Și uite, ce e asta, mă? Ce-i, mă, asta, mă? Sincer, mă. Că pot să o arăt că mi-am tăiat și eu unghiile, știi, acum ați fericită. Da, da. Ce e da. Asta? Hai că e mai frumoasă decât cheia de Lambo, degeaba zic. Nu cred. Deci tu știi că eu, când vine vorba de cheia de Lambo, fac cea mai mare cateringă din lume. Aia e important de ca mașina, doamne, iartă-mă de cheie. Dar nu pot să spun că asta este peste cheia de Lambo. În fine, nu cheia este esența. Dar pe de altă parte, văzând acum pe birou cheile alea de Rolls-Royce îmbrăcate în piele, culoarea pielii din interiorul păi, da, mașinii... Da, vezi că pentru cheia de Rolls-Royce plătești 1800-1500 de euro. Vrei să spun un lucru? Eu, dacă mi se oferea posibilitatea să-mi cumpăr cheie extra opțională la mașină, o cumpăram fără să clipesc. Da. Și cred că mulți dintre proprietarii de mașini de astfel de nivel ar plăti pentru o cheie șmecheră. Da, e un subiect interesant ăsta. Ce tot claxonați? Păi ce să mai aveți? Scrieți la comentarii, fraților. În contextul în care ați cheltuit pe o mașină între 2 și 300 de mii sau poate între 250 și 350 de mii de euro, considerați că ați investit, să spunem, câteva sute de euro într-o cheie top? Ia să vedem, hai să facem. Sunt așa. Sunt foarte curios, să vedem ce zice lumea. O dăm și pe sport un pic. Ia, aia zic viața. Wow, bă, ce mi se pare. Bă, e RV.
RVD-ul asta, mă, sau e da. E RVD-ul? Da. Să mă ierte 296. Nu, dar se aude mult mai bine V6-ul ăsta. Zici tu? Da, frate, se aude mai bine. Bă, avem și geamurile închise, nu uita că la era cabrio. Se aude mult mai bine. Ia, dă-i un pic, e caldă, dă-i un pic la semafor, scoate-o neutru. A, asta nu merge, trebuie să apeși. A, deci nu e ca la... Ia. Dar parcă mers, mi s-a părut mai groasă, mai brutală. Da, da, vezi că are și evacuarea Sport Exhaust, care mai este și opțional. Sport Exhaust, 4500 de euro. Aoleu. Da. Aoleu. Fără Sport Exhaust, cum ar fi? Da, bă, nu, uite o chestie care mie îmi place din prima, momentul în care mă uit la interior, se vede clar că au îmbunătățit interiorul, din punct de vedere al calității materialelor, în primul rând, și îmi place enorm de mult cum au îmbinat metalul cu linia ambientală, că ai văzut că ai o linie ambientală pe aici prin metalul ăsta. Deci, în momentul ăsta, mă dau cu capul de ușă dacă tu îmi spui că asta are ambiental. Păi da, uite-o. Nu vezi? Uite-o. Uite-o pe aici. Uite-o. Și se aprinde noaptea? Păi e aprinsă deja acum, dar e fiind... Vai! Uite-o, vezi? Ai văzut-o acum? Vai, mi-am schimbat părerea total în acest moment. Deci e ambientală băgată în plasticul ăsta. Wow! Trage mai bine nu, decât frate, orice... trage extraordinar de bine. Extraordinar de bine trage. Foarte responsiv. Și știi din ce cauză? Pentru că este super ușoară, în primul rând. Gândește-te că e doar cu vreo 60 de kilograme mai grea decât un 720S. Cu toate că ai motorul electric, care ăla e greu. Adică nu e... Știi? Da, ca târnă, baterii, materii. Nu, este într-adevăr faptul că avem totuși un V6 plug-in hybrid în comparație cu un V8. Și puriștii și oamenii care își cumpără supercaruri în general de categoria Ferrari, Lambo și așa mai departe vor minimum V8. Asta e chestia, știi? Păi cum, că 296 e V6? Păi e, dar... Tu acum comparai cu SF. Nu intrăm în clasa aia. Păi nu intrăm în clasa aia, deci e bombă, nu știu, mă... Da, cum? Pe de altă parte, scumpicică pentru un non-cabrio 250. Da, că asta e cabrio. Da. Să zic ce opționale avem și cât au costat pe, pe McLaren. Trim Level Vision, care bănuiesc că e toată echiparea, 10.000 de euro. Bă, dar arată interior Trim Level Vision, ce o însemna asta, nu știu. Technology Pack, care bănuiesc că e ceva cu CarPlay, CarPlay, MarPlay, toți băieții la un loc. Cât? 8.000 de euro. Mamă, scumpi, considerabil. La mine a fost 6.000 CarPlay-ul. Băi, ce bun? 5.000 și ceva, da. Mamă, ce suprapreț. Dynamo Forged 10 Spoke Super Lightweight Forged Alloy Wheels. Deci jantele. 5.700, dar mai ai de asemenea la jante Wheel Finish Gloss Back 1.700 de euro. Deci bă, le du la custom și ești mai bine de 1.700 să le vopsești. În total pe la 8.000 de euro. Sport Exhaust 4.500 de euro. Am vorbit. Elite Paint 4.490 de euro. Culoarea exterioară, nu mi se pare scumpă. Nu e. Așa plătești și la un Mercedes și la un BMW și la un Audi o culoare preferențială. Black Pack 3.240 de euro. Gloss Black Roof. Black Pack-ul cred că e aripioarele alea. Nu, mă rog, Black Pack înseamnă tot ce e negru pe aia. E un Shadow Online probabil. Exhaust and Hot V Finishers 1.300 și gata că suntem la volan, n-avem voie să facem treaba asta. Deci, în total, cam toate opționalele, cred că valorează undeva la 40.000 de euro. Bă, frate, la o astfel de mașină, să știi că extraopționalele sunt foarte scumpe. Și eu tot vreo 50.000 am dat pe extraopționale. Adică, n-ai ce să faci. E gama care te obligă să dai mult. E scump totul. Poate chiar nu e neapărat valoarea reală. Nu e justificat, da. Dar asta e, na. Manevrabile, e atât de ușor de condus, nu-ți imaginezi. Și pe lângă asta, chiar îmi place faptul că suspensia e moale. Adică nu o simți. E foarte moale față de alte supercaruri. Foarte n-o moale. Nu o simți rigidă deloc. Acum suntem pe sport. Mi se pare mai daily decât multe din ce am condus. Este, sincer. Recunoști? Dacă stau bine să mă gândesc între 911 Turbo S și McLaren ăsta, nu știu dacă m-aș gândi de două ori dacă aș alege-o pe asta. Între 911 Turbo S și McLaren ăsta? Da. Și uite, aș băga-o și pe asta în aceeași clasă, pentru că Turbo S are 650 de cai. Sunt, da, cum? Aceeași clasă sunt toate. Da. Huracan,
296, McLaren-ul ăsta, 911 Turbo S. Păi da, dar 911 Turbo S, diferența e că ai puțin mai mult spațiu în spate. Acolo e mai daily. De fapt, 4 locuri. E mai daily Porsche-le decât asta. Da. Clar. Da, dar eu mă refeream la asta în comparație cu Lambo și cu Ferrari. Mi se pare mai, nu știu, mai confortabil. Uite, hai să zicem și să menționăm avantajele, să zicem între un, să zicem și avantajele între un 296 GTB față de asta. Și eu ca avantaj aș băga așa, primul lucru la care mă gândesc. Aspectul exterior, calitatea materialelor și în același timp și performanța, pentru că avem mai mulți cai putere. Favorizând Ferrari, te referi. Exact. Bă, cu siguranță ai, cum să spun eu, beneficiezi de capitalul de imagine al brandului. Ferrari o să fie întotdeauna Ferrari peste McLaren. Mai mult îți spun cu surprindere și cu sinceritate, pentru că eu am un Lamborghini. Am văzut top 10 al producătorilor de mașini în funcție de încasări. Lamborghini și McLaren nu figurează în top 10. Ferrari este pe locul 5. Băi, ești nebun? Îți vine să crezi sau nu, pe locul 1 este Tesla, pe locul 2 este Beat. Deci producători de mașini electrice, eu sunt șocat, nu prea înțeleg cum, dar na, sunt statistici. Păi zic eu cum, dacă la noi se livrează, să zicem, la o reprezentanță Tesla 50 de mașini pe zi, imaginează-ți doar care e anvergura la nivel mondial. Da, dar vezi că totuși sunt atât de criticate încât ai zice că, ce ai mă, n-au cum să vândă mai mult decât vând cei din combustie. Și uite, capital de imagine, căluțul căluț, aspectul exterior. Nu m-aș duce până în calitatea bine, materialilor. Bine, hai să discutăm un pic de aspectul exterior. Ce ți se pare că arată mai bine din punct de vedere vizual? Acum vorbim doar design, da? 296 GTB sau McLaren-ul între astea două? Sau Huracanul? Ok, ție, tu ești proprietar de Huracan, asta e clar că nu există discuție. Uite, îți spun așa, pot să ți le spun pe toate? Da. Top 3. Bot de Huracan, nu, îți fac hibridul perfect. Bot de Huracan cu cur de 296 și cu uși de McLaren. Da, te-n spana că ți-am trântit-o. Am luat cei mai buni de la fiecare. Păi da, dar nu mi-ai răspuns totuși chiar ca... Să-ți fac top 3-ul? Da. Bă, nu sunt subiectiv, îți jur. Mie și la votul oamenilor, înainte să-mi iau mașina, am consultat urmăritorii mei. Mie îmi place Lamborghini, mi se pare cel mai agresiv pe exterior, chiar dacă e o mașină mică și cu multe dezavantaje față de astea. Pe locul 2 aș merge pe GTB, pe 296 și locul 3 McLaren. Nu știu, mie nu-mi place neapărat forma asta de gărgărița a McLarenului. Da, parcă un gândăcel așa. E micuță, oarecum. Dar nu, că lasă că Huracanul cred că e mai mic. Formele, ideea, nu știu, parcă un gândăcel așa, fără prea multă personalitate și ce nu-mi mai place e că și toate McLarenurile mi se par la fel. Adică că e Artura, că e 720, că nu știu ce, sunt toate la fel, frate. Da. Aceeași gărgăriță. Bă, asta am avut și eu problema, sincer, pentru că ajunsesem în showroom și mi zice vânzătorul care s-a ocupat de mașina asta, mi zice, bă, nu faci tu ceva materiale cu mașina asta, că e ceva mișto, e nou. Și mă uit la ea, zice, mă, McLaren a mai făcut 675 LT, 720 Mastradea. Și bă, nu, că e model nou, a apărut Artura. Zic, opa, stai așa. Exact. Și asta a fost problema și impactul inițial, știi? Dar, într-adevăr, când vine vorba de designul exterior, eu aș pune, tot aș pune pe primul loc 296 GT2. Tu ești Ferrari style, da, știu. Mai ales la negru GTS, dacă intrăm și un pic spre GTS, deja e cu totul altceva. Știi? A, bine, dacă noi acum vorbeam de normal, dar de cabriouri, da, corect. Revenim totuși la, iau-te și un Spectre frumos. Ce-mi place, în schimb, trebuie să recunosc că servodirecția e un pic tare și îmi place treaba asta. Da, e mai sport, cu siguranță. Nu e așa moale ca pe un 911 sau chiar ca pe Huracanul tău. Dar ți-o întărește de la mod la mod? Că poate ești și în sport și de asta e mai tare, te-ai gândit? Nu vezi că ai suspensia? Schimbă-l pe ăsta. Ok, hai să-l dăm pe confort, da. Vezi că are și start-stop, ai văzut? Da, moartea pasiunii. Băi, oare există cineva pe planeta asta care, pe lângă faptul că, pe lângă cei care sunt activiști, da, și zic, domne, mediu și alte lucruri, există cineva care susține start-stop-ul ăsta? Că mi se pare cea mai... Ia vezi că am trecut iar pe electrică, tot vorbim de activiști. Păi dacă, mie îmi place, eu numai așa aș merge dacă aș avea o mașină de-asta frumos păi pe electric. Și mie îmi place, iau. Liniște, e plăcut. Da, mă, da, nu, îmi place mult mașina, sincer, chiar n-am fost atât de entuziasmat când am văzut-o. Ridic-o, ridicăm, pac. Ridic-o că cu opritorii de viteză nu te joci, luați aminte, fraților. Am învățat-o după câteva hărșeneli din alea. S-a ridicat? Da. S-a ridicat. Dar right, height, raise. Nice. Ia vezi băiatul meu cât stăm aici în dreapta. Doamne, fii atent. Doamne, și cu culori. Și fii atent culori. Famă, ia mă, pe roșu, ia, pe mov.
Nu, viața mea, dă-i Ocean Blue ăsta, că ăsta-i tare. Ocean Blue, ia, s-a făcut? Da, nu-l vezi, ia, uite-l, preferatul meu. Mamă, cum arată. Bă... Și fii atent, brightness la maxim acum, ia uite-l. Bă, nu cred, bă. Dar cum ori fi făcut, frate, treaba asta totuși pe sub plasticul ăsta? Oricum, vrei să spun o chestie, am găsit, deja există băieți super high level pe ambiental. În momentul în care îmi va ieși din garanție, o fac toată pe ambiental. Nu se pare că o mașină ia, fără ambiental în ziua de azi, gata, s-a stins. Zbam. Mamă, cât de tare, frate. Zici că e băgat ca la S-ul nou, știi că și S-ul nou are tot într-o chestie din asta lată așa. Bă, dar un lucru care îmi displace, amprentele sunt la locul lor. Păi ce vrei, mă, dar unde nu sunt amprente? Unde ai ceva lucios? Piano Black, tare, tare asta și cu butonașul ăsta. Audio, ia, setat. Mamă, și nici nu era setat audio. Bauer Wilkins. Mamă. Bauer Wilkins. On stage, driver, focus. Mamă, cum wow. O fi asta, ia să vedem. Dă-i bas, îi sară tabla de pe aia. Păi blai, basul așa se bagă în blai. Mamă, ce bas are. Hai, cum se aude, mi-a dat ceață. Cum se numește al meu? Sensonul meu e pa. Și da. Ferrari, pa. Ferrari ce mai are? Tot JBL? Cred că nu. Sau au schimbat și ei. Deci mai avem aici un alt, o altă chestie. Driver assistance. Da, roadside recognition, show speed warning și audio warning. Da, asta e la clasica. Ce ai, head up? Nu, n-am head-up. Nu, am crezut că ți-l dai head-up aici. Ale aici, am, da. Mai rămânem un pic pe electric, așa, până intrăm iar pe asfalt. Foarte deci sexy. Uite cât de bine e optimizat tot spațiul. Cotieră, vezi că avem și cotieră, da, ca să nu... Față de ăla pe care am dat eu 500 de euro, de nici nu intră telefonul în el, sincer. Genial, suport de suc aici. Nu, no, nu, no, bine optimizat spațiul. Până la cât poate fi turat Huracanul? Cât are turații maxim? 12.000 parcă sau 12.000? 12.000. Sau 10.000, nu știu, între 10.000. Ăsta are putere maximă la 8.500 de turații. Păi așa și Huracanul, la 8.500, nu, la 8.500 intră pe bine. Și din punctul ăsta de vedere, avantajul principal la Huracan rămâne în continuare motorul V10 motorul natural aspirat. Păi de asta și sper că mașina se va valoriza în timp, pentru că e un motor care nu se mai fabrică. Nu se mai pune pe nicio mașină V10 natural aspirat. Și mă gândesc că, na, în câțiva ani de zile o să fie ceva prețios, nu? Nu se mai pune V10, dar se pune V12. Se pune V12, da, corect. Ia, chiar să o vedem cum se comportă pe piatră cubică, că dacă stăm zonă la mamărunți... Stai, pe electric confort. Monaco și astea cu piatră garda cubică. Garda ridicată. Nu, mă, înghite super bine. N-ai, mă, n-ai ce să ceri. Vezi că tremuram aici în Ferrari și în Lamborghini de ne săreau fațetele aici. De asta că e o suspensie care se reglează ea cumva, nu știu ce. Aha, o altă... aia, deci știi ceva da, despre da, ea. Da, da, e suspensie are, adaptivă, nebunii, mai multe chestii, trebuie să-l chemăm pe Luci să ne explice, că ne explică el. Luci, tată, de la asta ne un cop de la de vreo 20 de rânduri. Așa, dar o altă chestie interesantă la mașina asta este că are suspensii făcute special pentru ea în colaborare cu Pirelli, pe zero. Care sunt făcute cu... Pneuri sau suspensii? Pneuri, da. Pneuri, așa. Pneuri, care sunt făcute, au o tehnologie de căldură, în primul rând, și în al doilea rând au și senzorii direct incorporați în anvelopă. În anvelopă? Da, da, da. Aha, n-am deci înțeles. Dacă n-ai pus anvelopele, păi spun eu că da. Ce ai, să le pui pe astea, de aia. Posibil. Sunt senzorii în anvelopă. 5, 50, 60 maxim. Asta până e electricuțul, gata, da. Am înțeles. Până în 60 merge, după 60, 65, uite. Bă, dar n-ai, deci am mers destul de mult, cred că am mers vreo 4, 2-3 km. Bă, și încă ține range-ul, frate. Ține, ține destul de bine. Am coborât totuși de la 13 la 9 km și o să facem altceva, o dăm pe confort, să trecem pe combustie, că se topă electric. Pentru că încă mai are electric, cum, de ce? Confortul e făcut să-ți, nu? Bine, mai o dăm pe confort. Bă, frate. I-am dat soft, nu i-am dat așa tare. I-am dat soft, că ți-e frică puțin de ea, te simt. Eu. Mamă, mamă, mamă. E senzație. Deci mi se pare cea mai brutală. Eu uite că voiam să mă uit. Vezi că intră ca lumea, deci se simte ca lumea turația după 5.000. Aș putea să spun chiar că este printre puținele mașini din anul acesta care m-a surprins. M-a surprins plăcut, McLarenul. Bă, dacă m-ai întrebat acum, la primă mână, trei cele mai cool lucruri pe care le-am remarcat la mașina asta, ți-aș spune așa. Ia să vedem. În primul și în primul rând, sistemul de sonorizare care îmi pare blană mult peste orice. E top. În al doilea rând, responsiveness-ul, da. Cum răspunde viteza la accelerație. De răspuns, da. Da, viteza de răspuns la accelerație. Și în al treilea rând, cum au repartizat spațiul. Da.
Nu, e extraordinar. Deci chiar ai, având în vedere că asta și ziceam, în momentul în care te uiți la ea arată ca o cutiuță micuță. Da, nu, n-ai zis. În interior, doi malași de 100 de kile. Da, frate, chiar. Vezi că avem spațiu pe aici. Am stricat tot ratio-ul de kilograme la mașina asta. Da, și da, ăștia da, se chinuie da, da, să dea jos grame de pe ea și noi ne-am urcat cu 200 de kile așa repede. Da, eu aș băga așa, ca lucruri care mi-au atras atenția. Yeah. Opseaua exterioară. Da. Modul în care se conduce, da, și sistemul ambiental. Asta a fost, băiatul meu. Asta a fost la curaj. A simțit-o pe asta. Asta a fost la curaj, ești nebun. Da, mă, nu, m-a surprins plăcut mașina asta, trebuie să recunosc că acum stăteam și mă gândeam un pic mai devreme, dacă aș alege între asta și Aston Martin-ul ăla Vantage frumos pe care l-am prezentat noi, Aston Martin nu ar fi strict din punct de vedere al prețului. Dar păi asta vă zic că iei două de alea cu banii de pe asta. E, nu chiar două, dar mai rămâi cu ceva bani în buzunar. Bă, ce tur am avut, bă, băiat. Bă, băiatule, da, stai mă să vedem culoarea asta. Ia că sunt chiar curios, m-ai făcut curios, nu m-aș fi gândit la treaba asta, sincer. Bă, la soare te poți uita, dar la dânsa, ba. Doamne ferește, deci cât de frumoasă e culoarea asta. Vezi de ce ți-am zis să o vedem un pic și la soare? E superbă. Și se vede într-adevăr foarte bine SIDEF-ul din ea. Incredibil, super SIDEF-ată, de-aia și vedeam, eu îți spun, no, arată, o vedeam așa bătând spre auriu. Ce ai, măi? Arată într-un mare fel și cu asta, dragilor, vrem să vă lăsăm cu o părere plăcută, dacă mă întreb pe mine, despre Tura în Plus și motivul adevărat pentru care ar trebui să ne urmăriți în continuare. Eu am fost Daniel, alături de mine fratele Popa. Vă mulțumim și vă curajez să ne urmăriți în continuare. La revedere!